Verona. Prima așezare întemeiată și întărită în antichitate de către Lebui și Euganei, întâii trăitori ai acestui tărâm, stăpânit mai târziu de către veneți, cei care au și dat numele regiunii, apoi de către celți, reti și romani. De atunci și până astăzi, multe legende și povești s-au țesut și întrețesut, multe file de cronici le-au scris, multe ziduri și zidiri le-au așternut lapidar de la un capăt la celălalt al Adigelui. Peste leagănul lui de ape, Ponte Pietra, un pod ce a legat și dezlegat multe și a fost legat la rândui de generații întregi de pași care l-au trecut. Îl trecem și noi, lăsând în urmă drumul ce duce la domul de astăzi al orașului pentru a ajunge la catedra lui episcopală de ieri. Un ieri ce se măsoară nu în ore sau în zile, ci în mai bine de un mileniu de existență. Un lăcaș, precum un verb venind dintr-o străveche limbă, ce-ți cere timp, răbdare și multă înțelepciune pentru a-i deprinde neuniformele rostiri și a-i pătrunde adâncile înțelesuri. Gli inizi sono lontani. Probabilmente ancora prima di Cristo qui sorgeva un tempio a delle divinità pagane in epoca romana. Di questo tempio nella cripta rimangono probabilmente quattro colonne di marmo egiziano. E successivamente, nei primi secoli proprio del cristianesimo, sorse qui un piccolo tempietto, parlò del secondo secolo ancora. Nel 415, è una data fondamentale, in Palestina viene scoperta la tomba di Santo Stefano e inizia una diffusione del culto di Stefano, diacono e martire, nel mondo intero e anche qui a Verona. Quindi sulla fine del V secolo, verso l'anno 500, ecco, viene ampliato il primo tempio, diciamo, e viene costruita la prima chiesa dedicata a Santo Stefano. Privind și doar monumentala, romanica fațadă de tuf și de cărămidă a actualului lăcaș de închinare, veche și ea de peste 700 de ani, cu greu ne putem imagina biserica primară, simplă, în formă de cruce grecească, de secol II. Descoperim însă câteva dintre urmele ei. Unele, păstrate cu sfințenie prin vreme de către viețuitorii și închinătorii locului, altele descoperite în urma cercetărilor arheologice moderne. Le regăsim coborând sub actuala arie presbiterială a navei superioare, în cripta construită în prima jumătate a veacului al X-lea, spre a tezauriza cele mai de preț odoare ale așezământului, temeiul primului oratorium și moaștele de sfinți. Din acel illo tempore, până în timpurile noastre, biserica s-a împlinit la propriu și la figurat, s-a înălțat și s-a mărit pe măsură ce obștea ei creștea ca număr și putere, mai ales ale rugăciunii și ale credinței. Însuși statutul ecleziali s-a schimbat. A fost bazilică subsidiară catedralei San Zeno, apoi ea însăși reședința arhierească, de la năruirea celei din tâi și până la ridicarea noului dom al cetății, Santa Maria Matricolare, din 492 până după 750, deci aproape 300 de ani. A redevenit biserică de mir sub conducerea unui colegiu preoțesc, poate cea mai înfloritoare perioadă în jurul secolului al X-lea, apoi mănăstire, apoi parohie. Mereu implicată în viața cetății, mereu slujind-o. O plinire, la care, dincolo de statutul eclezial despre care vorbeam, au contribuit, întâi de toate, credincioșii. Cei care nu au lăsat-o nici să îmbătrânească, nici să moară. Au refăcut-o, au restaurat-o, au sprijinit-o cu prinos de dar, de jertfă, de rugă. Au preînnoit-o mereu. Dal punto di vista di storia religiosa, ecco, dal punto di vista del patrono, noi siamo
noi comunità cristiana di Santo Stefano siamo orgogliosi e contenti di avere questo santo, primo martire, tanto è vero che il termine ufficiale è Santo Stefano protomartire, e diacono, ecco, martire, testimone della fede, e diacono, servitore dei poveri. Ecco, sono due caratteristiche che danno a Santo Stefano, alla Chiesa e al culto di Santo Stefano, danno un valore straordinario e straordinariamente bello. În această lumină, Basilica Santo Stefano apare ca un imens ex voto veronez, o esențială și sublimă expresie, dacă vreți, a eminescenei sentințe: credința zugrăvește icoanele în biserici. Ne-a fost greu să cuprindem totul, adică să ascultăm întreaga poveste pe care o istorisește biserica, întregul ei efort de imagine, dacă putem numi astfel savanta compoziție de forme, unghiuri, proporții, culori, lumini și umbre, prin care lăcașul îți împărtășește lumea sa de sfințenie. Îți împărtășește. Te face părtaș și te copleșește totodată de cum îi treci pragul, de cum intri în spațiul în care de mult, pe vremea bisericii celei una și nedespărțite, stăteau catehumenii. Pășim pe sub arcadele boltite ale coloanelor, ce-au împărțit tripartit nartexul bisericii începând cu veacul al XII-lea. Trecem pe lângă statuia reprezentându-l pe Sfântul Petru in catedra, tronul arhieresc apostolic, sculptura în tuf a maestrului Rigino di Erico. Ne oprim câteva clipe înaintea fiecarei scene reprezentându-l pe Sfântul Protector al Lăcașului, protomartirul și arhidiaconul Ștefan, în frescă sau în ulei pe pânză, semnate Luigi Maldarelli, Gian Battista del Moro, or Domenico Brusasorzi. Urcăm apoi treptele ce duc spre altarul principal, în care martorii de pictură romanică de la baza ambulatoriului se armonizează perfect cu altarul modern și cu actualul tron episcopal, ambele opere ale maestrului Valdinocci, apoi cu dipticul statuar realizat de către Angelo Sartori, reprezentând scena Bunei Vestiri. Deasupra tot și a toate, nu doar a ariei prezbiteriale ori a altarului, ci a întregii biserici, se ridică Pantocrator, chipul Mântuitorului zugrăvit, de același hăruit penel al maestrului Brusasorzii. Mulți artiști și multe opere de artă, mulțime de relicve, martori și mărturii ale jertfei, ale credinței, ale slujirii. Frumos și sacru chip de biserică, în toate ipostazele pe care le-a avut și păstrat din începuturi și până astăzi. Un astăzi în care toate acestea ar fi putut rămâne doar amintiri, doar exponate, conservate in situ, dându-i lăcașului de închinare doar dreptul și destinul de muzeu. Ar fi putut rămâne, de nu s-ar fi fost auzit aici, neîntrerupt, cuvântul liturghisitor. Aceasta am gândit, lăsând în urmă Basilica Santo Stefano, sfânt cuvânt zidit în piatră, și inima a cetății iubirii, celei de Dumnezeu și de oameni, a Veronei.